Deputatul liberal Leoreanu Despre a făcut marți 21 februarie în plenul Camerei Deputaților prima declarație politică din postura de parlamentar intitulată Un punct de reflexie asupra zonei istorice a Moldovei în viitorul apropiat. Mulțumesc, doamna președintă. Declarația mea politică reprezintă un punct de reflexie asupra zonei istorice a Moldovei în viitorul apropiat. Dragi colegi, pe mulți dintre dumneavoastră v-am auzit declarând în ultimele zile că asistăm cel mai probabil la o sciziune a țării, că generația tânără a ajuns să fie în contradicție cu generația părinților, de aceea consider că este nevoie de soluții pentru a nu diviza societatea. Sunt de acord cu acest lucru, însă astăzi nu vreau să vă vorbesc despre mișcările sociale, ci despre o altă situație care s-a petrecut și care adâncește un decalaj deja existent. Din păcate, mulți dintre colegii mei nu au înțeles că au fost aleși ca să reprezinte interesul cetățenilor. Drept urmare, când s-a votat bugetul, prin votul lor, i-au privat de șansa de a trăi într-o regiune care se dezvoltă, care începe să recupereze decalajul în comparație cu celelalte regiuni ale țării. Regiunea de nord-est a Moldovei a fost vitregită la elaborarea bugetului pe anul în curs, iar amendamentele propuse de mai mulți parlamentari din zonă, depuse cu scopul de a ajuta, au fost respinse. Datoria noastră ca parlamentari este să fim preocupați de toți cetățenii, să nu facem diferențe între regiunile țării, ci să gândim legi și măsuri care să ajute la o dezvoltare uniformă, să asigure un trai de viață egal pentru toți cetățenii țării. Am rugămintea ca în acțiunile viitoare să avem în gând acest lucru, ca prin legile și măsurile pe care le propunem, să ne gândim la binele celor mulți, la cum să facem ca să avem o țară din care copiii și nepoții noștri să nu-și dorească să plece, ci să rămână pentru a putea crea ceva, pentru a lăsa ceva în urma lor. Să nu uităm că, într-adevăr, avem nevoie de unitate, mai ales că în curând vom celebra centenarul Marii Uniri. Am încredere și voi munci ca regiunea istorică a Moldovei să nu devină cenușăreasa României. Îmi vin acum în minte cuvintele marelui Ștefan din Apus de Soare: Moldova nu e a mea, nici a voastră, ci a urmașilor voștri în veacul vecilor. Dar el era atunci la apus. Eu aș spune astăzi, Moldova e a mea și a voastră, a tuturor românilor. Haideți să o dezvoltăm, să o putem lăsa peste ani urmașilor noștri frumoasă și întreagă într-o Românie prosperă. Vă mulțumesc, Leoreanu Despre, deputat PNL, circumscripția electorală 29, Neamț. Parlamentarul Romașcan și-a propus să atragă atenția asupra datoriei pe care o au toți parlamentarii de a aloca fonduri în mod echitabil pentru dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor țării, asta în condițiile în care Moldova, în etapa post-revoluționară, a rămas cea mai săracă regiune din sud-estul Europei, sub privirile indiferente ale unei clase politice cu interese personale, de grup și de partid.